și domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la Gorjul în direct. Alături de mine în studio sunt domnii Constantin Crețan, prim-vicepreședintele Departamentului Solidaritatea Minerit Energetic. Bună ziua, bine ați venit, domnule Crețan. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. De asemenea, l-avem alături de noi pe domnul Iulian Păuna, președintele Departamentului UMC Tismana. Bună ziua, bine ați venit, domnule Păuna. Bine v-am găsit, bună ziua ascultătorilor noastre și un sincer Hristos a înviat la toți ascultătorii noastre. Este într-adevăr prima dată când ne vedem acum după Sfintele Sărbători de Paște. Ne așteptam să fie mai multă liniște. Da, a trecut săptămâna luminată, totuși este în atmosfera de sărbătoare, dar iată că lucrurile s-au precipitat tare mult. Recunosc, nu știu dumneavoastră în ce măsură ați fost uimiți de ceea ce s-a întâmplat ieri, mă refer clar la reținerea domnului Laurențiu Ciobotărică pentru 24 de ore. Nu știu în ce măsură v-a uimit pe dumneavoastră, dar pe mine recunosc sincer că m-a surprins această veste, cum că domnul Ciobotărică ar fi fost săltat de procurori, da, și acum, nu știu, probabil o să îi se dea, o să, în fața judecătorului, o să se ceară menținerea arestului preventiv pentru 29 de zile. Domnule Crețan, ați fost la fel de surprins ca mine sau dumneavoastră? Nu, eu am fost surprins, dar vreau să vă spun următorul lucru. Eu am trecut prin aceste momente și de-a lungul anilor, știți și dumneavoastră, am trecut prin perioada de arestare pentru mișcările sociale care au avut loc la Costești în 99. Din punctul meu de vedere, pentru că cunosc destul de bine legislația, sunt obligat să iau apărarea lui Laurențiu Ciubătărică. Și să vă spun de ce îi iau apărarea lui Laurențiu Ciubătărică. Această sesizare pe care a făcut-o incompetenții din Complexul Energetic Oltenia, aceeași incompetență... Vă referiți la Laura Manea? Laura Manea și alți juriști. Fosta șefa juriștilor din CEO, de la care îi se trage practic problema lui Ciobotărică. Și sesizarea către parchet. Sesizarea către parchet. Bun. Nu țin cu Laurențiu Ciobotărică. Încă o dată vă spun, țin cu adevărul și cu dreptatea. Asta este ideea pentru este care ideea noi milităm, să țineți acum, cu dreptatea și sigur, să spuneți adevărul. Și eu vin și cu argumentul și cu documente în fața dumneavoastră. La negocierea contractului colectiv de muncă care a avut loc la nivel de Complex Energetic Oltenia, am făcut parte din acea comisie de negociere. 13 de la sindicate, 13 de la administrație. Acest contract s-a făcut pe timpul lui Ciurel. Spre surprinderea mea, a avut un scandal interminabil 2 luni de zile pe varianta acestui articol 71 pe care îl duce pe domnul Ciobotărică în spatele gratiilor. Deci, acest articol a fost făcut de către directorii din complex în frunte cu Ciurel și cu restul, cu resurse umane, pentru că îmi pare rău că intervin și dau timpul înapoi. Întotdeauna a fost, dacă a existat un război fraticel la sindicate, a existat un război și în administrație. Deci Ciurel, decapitat de Răuț, Răuț decapitat de Ciurel și invers. Fel de scandaluri în Complexul Energetic Oltenia. La o comisie de negociere, eu am spus-o lui Ciobotărică, după ce colegii mei din FNM, renumiții mei colegi din FNM, cer excluderea mea de la această comisie de negociere de vreo 3 ani de zile și n-a reușit să mă scoată afară din comisia de negociere. Domnul Ciobotărică mi-a zis în comisia de negociere, domnul Crețan, colegii dumneavoastră spun că n-aveți dreptul să faceți parte din comisia de negociere, având în vedere, vezi, doamne, că dumneavoastră ați fost condamnat. Încă o dată vă spun... Există vreun articol în lege care spune clar sau... Nu, știu, nu există articol în lege, plus de asta... Contractul colectiv că nu are voie să facă parte din comisia de negociere o persoană care a fost condamnată definitiv la pedeapsă cu executare? Și în special... Deci nu există. Pe ce se bazau cei din FNM care au cerut? Nu, ei se bazau, sperau că... Că sunteți o persoană imorală sau ceva de genul? Se bazau poate că eu am avut îngrădite drepturile mele civile sau că nu am drept să ocup o funcție publică. Nu am avut niciun fel de îngrădire. Și atunci lui Ciobotărică i-am spus-o în felul următor public, de față cu toată comisia de negociere. Domnule director, ați venit aici, sunteți într-o junglă și o să vă mănânce șacalii de lângă dumneavoastră. Ce a părut ție Ciurel e nimic. Asta i-am spus-o public. Dar acum revenim. La acest articol 71, deci 2 zile ne-am certat pe acest articol 71. Ceea ce trebuie să știe muncitorii și minerii și energeticienii trebuie să știe acest lucru. Jigodile din mișcarea sindicală. N-am cum să le spun chiar dacă sunt pe postul dumneavoastră public. Și cu administrația Complexului Energetic Oltenia care au fost la negocieri, au impus acest articol 71 în care se asigură salarii compensatorii doar pentru directorii și liderii de sindicat. Dacă un muncitor este disponibilizat, nu poate să beneficieze de 16 salarii compensatorii, dar un director sau un lider de sindicat, dacă este o disponibilizare
nu e colectivă și este individuală, poate să ia cele 16 salarii. Același lucru s-a întâmplat cu domnul Medințu. Domnul Medințu, în baza articolului 71, primește 16 salarii medii brute pe unitate și a luat 1.200.000.000. A plecat acasă, după ce avea un salariu de vreo 200.000.000, după ce a renunțat la pensie și nu mai discutăm, probabil, în funcțiile de conducere, câte alte indemnizații a avut. Deci, acest articol 61 este culpa mișcării sindicale și concubinajul dintre conducerea complexului energetic Oltenia și liderii de sindicat. Deci am făcut această chestiune. Din punctul meu de vedere, după 24 de ore, Ciubotărică trebuie să fie în libertate, pentru că există baze legale pentru acordarea acestor salarii compensatorii, dacă nu o fi alte probleme, că acum da. Eu nu mă erigez în instituțiile domnului, statului, da. Dar pe acest articol 71 ziceți mi s-a acordat. Ziceți că nu ar fi o problemă. N-ar fi o problemă și v-am și pus-o la dispoziție da, documentul da. Ca presa să știe da. Acest adevăr. Mă doare sufletul când cineva este în spatele gratilor pentru că am trecut prin aceste știți momente. Ce înseamnă, da. Și la cei mai mari dușmani ai mei nu le-am dorit să ajungă acolo pentru că este foarte, foarte greu. Dar ca să pleci pe o arestare a unui director pe un articol din contractul colectiv de muncă pentru salarii compensatorii care sunt legale, încă o dată vă spun, dar articolul a fost făcut de cele legale, două legale, dar imorale, spuneți dumneavoastră. Imorale, dar legale. 0784-288-932 este numărul de telefon la care aștept SMS-urile dumneavoastră. De asemenea, ne puteți suna la 0253-222-411 pentru a intra legătură telefonică cu noi și pentru a comenta până la urmă, pentru a ne spune părerea noastră vis-a-vis de, iată, reținerea domnului Laurențiu Ciobotărică, fapt care s-a petrecut aseară. În lăsarea serii, așa, mai în amurg, așa, nu cumva, parcă profetic. Domnule Păuna, de unde până unde reținere, dacă spune domnul Crețan, că este acordat, are suport legal, acești bani au suport legal, deci nu i-a dat domnul Ciobotărică din buzunarul dumnealui fără nicio este, bază legală. Eu din ce am înțeles și dacă dăm timpul un pic înapoi de când a fost numit domnul Ciobotărică pe funcție de director interimar, s-a destrămat, a plecat Zmeu, că și-a pierdut cioloneala, acum a revenit... Privilegiile, acum a încercat FNM-ul și s-a creat presiuni pentru darea jos a anumitor directori și mai ales în special de ce am observat eu mult, s-a făcut presiuni și pentru domnul Olaru, dar, din potrivă, fiind avertizat domnul Ciobotărică că nu s-a aliat cu cine trebuie, și nu joacă cu oamenii care au integritate morală și nu îi bagă înseamnă pe cei care vor cu adevărat și luptă pentru drepturile oamenilor, s-a aliat cu FNM-ul care a încercat de mult s-a aliat Ciobotărică cu FNM-ul? Prin absurd, da, păi și multe s-au făcut prin dosul ușii cu domnul Ciobotărică cu FNM-ul. Deci și cu, păi ce s-a făcut și cu marșul acesta care a fost făcut de FNM, a fost comandat de domnul Condescu și cu domnul Ciobotărică ca să facă la București protestul ăsta al FNM-ului. Și sunt multe, multe lucruri și ceea ce și am susținut public, că mie îmi pare rău că nu se poate filma în comisiile de negocieri să se vadă cât teatru se joacă și, și această federație când ies pe posturile de presă vin cu alte argumente, cu alte declarații de a apar în față că sunt zii. Ceea ce noi trăim într-o minciună a lor. Și păcat că din cauza lor s-a ajuns unde s-a ajuns. Deci domnul Ciobotărică, acum este foarte clar, domnul Ciobotărică și-a pierdut mandatul. Victor Vladi Grigorescu a postat aseară pe pagina dumneavoastră sale de Facebook un mesaj, mă rog, adresat a ceea ce s-a întâmplat la CEO și a anunțat că este demis domnul Ciobotărică. Este domnul Ionel Ilie în locul domnului Ciobotărică, interimar, de asemenea interimar. Da, dar vedeți dumneavoastră, încă o dată vă spun, nu că l-apăr pe Ciobotărică, în afară de această faptă pe care o incriminează procurorii sau cea care au dispus acordarea acestui mandat, nu există alte argumente. Dar dacă discutăm de ministru Grigorescu, și dumneavoastră cei din presă puteți să verificați, domnul Grigorescu este mult mai penal. Gândiți-vă afacerea de Petrom, deci este ministru, și da, ai zbucnit un adevărat scandal vis-a-vis de domeniul acesta energetic. Cei din presă cunosc destul de bine, dar vă întreb, dacă, în eventualitate, da. Cel care îl cercetează și vor ajunge la concluzie că a acordat salariile compensatorii. Legal. Nu poți să privezi un om de libertate, indiferent dacă ar fi chiar și da. Condescu, care e cel mai mare dușman al meu. N-aș face lucrul ăsta pentru el. Avem un ascultător. Bună ziua! Da, ne auzim?
Vă rog mult de tot să dați aparatul încet, da, pentru... Vă rog frumos, întrebați să vedem și aia de acolo. Cine negociază salariile între 200 de milioane? Cu ea aprobare, doamnă. Da. Negociază salariile 200 de milioane, doamnă. Ziceți că... Răspunde în fața televiziunii, în fața dumneavoastră, cine negociază aceste salarii așa, aiurea, fără să ne prindă la București, fără să știe ministrul energiei, fără să știe cine negociază salariile, vreau să știu și eu. Bună întrebare, da. Bună, deci, întrebare. Eu... Mai aveți și altă întrebare adresată invitaților mei? Sau îi lăsăm să răspundă? Da, îmi pare rău că dumnealui întreabă cine negociază salarii după 10 ani de zile. Deci eu știți și dumneavoastră că am fost în un scandal public permanent în care erau salarii la directori de 1 miliard și lideri de sindicat de 300 și ceva de milioane. Deci negocierea salariilor se face de către sindicate și de către administrație în acea comisie mixtă la negocierea contractului colectiv de muncă. Eu am cerut și acum, vedeți dumneavoastră... Acordul cui, întrebatele... Cele două părți, deci, administrație, practic, sindicate... sindicatele sunt de acord cu aceste salarii? Da, pentru că ei beneficiază păi de acele salarii. Păi și atunci de ce și spuneți aici, îi blamați pe cei care în casa asta... Nu, eu îi blamez, știi de ce îi blamez? Pentru că eu sunt profesionist și lucrez la sindicat și îți plătesc cu salariul minim pe economie. Domnul Păuna poate să confirme, da? Domnul plătește cu salariul minim pe economie. Îmi decontez deplasările și alte cheltuieli ce muncesc pentru sindicat. Ați spus nu în comisiile de negociere la aceste salarii? Da, am fost, m-am opus chiar și la acest articol care incriminează pe domnul Ciobotărică și îl duce în spatele gratiilor. Încă o dată vă spun și vă citesc pentru ca să... Da, mai avem un ascultător. Imediat. Vă rog. Salariații concediați pentru motive care țin de persoana lor beneficiază de compensații financiare în funcție de vechimea muncă din bugetul de venituri și cheltuieli a societății pe cum urmează. Deci din bugetul de venituri și cheltuieli li se dă salarii compensatorii doar liderilor de sindicat și directorilor. Mai avem un telefon. Da, din păcate s-a întrerupt legătura telefonică. O să rog ascultătorii în situația sau telespectatorii în situația în care vor să intervină să nu se grăbească foarte tare, pentru că nu o să întrerup invitații mei. Nu, cum ar spune orice întrebare, nu mă se spune și revin la problema aceea. Oamenii sunt supărați, adică se negociază aceste salarii. Sunteți supărați că au atât de multe drepturi directorii, dar ele spuneți dumneavoastră că sunt lideri de sindicat. Dumneavoastră, când am fost cu dumneavoastră emisiune pe probleme sociale acum o săptămână, eu v-am spus dumneavoastră că putem să salvăm impresul și putem să salvăm disponibilizările din complex umblând la salarizare și creând o salarizare, așa cum spunea antevorbitorul, dar s-a trezit după 10 ani de zile că are salariul mic el și directorii 200 de milioane. Păi și ce ar putea domnule Crețan să facă angajații complexului pentru a schimba situația? Dacă liderii de sindicat... Să facă sindicate independente, iar liderul de sindicat să nu fie marioneta administrației. Domnul Păuna, au fost oamenii ăștia atât de mult trădați încât cred că și-au pierdut încrederea în mișcarea sindicală. Ăsta este motivul pentru care oamenii sunt descurajați. Deci eu să vă spun ce pat eu pe pielea mea cu oamenii mei. Vă ascult. Deci eu mă duc și le spun adevărul ce se întâmplă, că ceilalți colegi ai mei au invidie pe mine, că domnul Crețan tot timpul m-a chemat cu dânsul să-mi arate transparență tot ce se întâmplă și în comisiile de negocieri la complex între administrație și sindicate. Și iar din nou revin. Mie îmi pare rău că la oameni le spun ce teatru se joacă în comisii. Și după aia ceilalți sindicaliști ies în presă, vai de mine ce zei sunt. Dar nu se reflectă realitatea. Știți ceva? Ascultătorul nostru a scos în evidență o problemă foarte gravă, aceea faptului că unii lideri de sindicat sunt de acord cu aceste aberații, salarii aberante. Păi sunt mă înțelegeți ce spun? Cum e posibil? E posibil cu mișcare să fie de acord lider de sindicat cu salarii la care ne uităm toți cu jind. Dar eu v-am spus dumneavoastră că liderii sindicat sunt plătiți de către administrație și este normal să cine plătește acela comandă. Da. Deci de asta e diferența între noi. Deci noi suntem profesioniști plătiți de sindicate, iar cei care sunt plătiți de administrație răspund la comenzile administrației. Mai avem un ascultător. Bună ziua, vă ascultăm. Vă rog mult de tot, dați aparatul mai încet, pentru că altfel nu o să reușim să ne înțelegem. Da, dați-l mai încet, nu mai tare. Vă ascultăm, dați aparatul încet ca să ne înțelegem. Vă rog mult de tot. Ne auzim? Vă ascultăm. Alo, să rămână. Bună ziua, vă ascultăm. Pentru invitații dumneavoastră care aveți în platou. Da. Să și dumnealor care fac parte la sindicat și administrația să lasă la ceata asta trăi, că tot noi ne angajați avem de suferit din problemele care
le dezbate zi de zi și nu realizează nimica pentru noi muncitorii. Și l-aș întreba, pe invitații dumneavoastră dacă ar putea să trăiască cu 60 de lei care au luat noi lichidare acum. Fratele meu, sunt de acord cu tine că nu se poate trăi, dar am făcut apel tot timpul. Hai să ne deșteptăm o dată. Să vedem ce putem face, că cei care ne reprezintă la sindicatele astea ale mari, da, care ce ne reprezintă la sindicatele astea ale mari, nu joacă pentru noi. Că și eu sunt ca tine, eu și eu sunt în carieră, muncesc și văd ce și am, simt și eu sunt în pielea ta, sunt în asentimentul tău. Dar acei lideri de sindicat care stau toată ziua pe bulevard și bat trotuarele prin orașul ăsta, nu mai are niciun interes asupra voastră. Ei ce și apără, și apără interesele lor. Hai să ne uităm acum ce au semnat pentru disponibilizările astea făcute. Că toți și-au dat au fost de acord și au dat semnăturile ca motorul să se închidă, ca să se restructureze, să se dea oameni afară. Care era Poiana și Peștana. Și așa mai... Și ce să vă zic? Noi ăștia, cei sunteți care suntem mai mici, care suntem mici, ne luptăm cu putem. Am făcut hârtii și la minister, și la prim-ministru, și la președintele României. Am venit cu puncte putem să eficientizăm complexul ăsta energetic și nu suntem luați în seamă. Ceilalți sindicaliști ai mai mari ca noi, râd de noi. Știți care este ideea? Trist este faptul că liderii de sindicat despre care ne vorbiți aici nu au fost puși niciodată în situația de a trăi cu salariul minim pe economie pentru a ști ce înseamnă asta, domnule, stimați invitați. Vin acum, am colegi care sunt de la Seciuri. Ce le-a spus și oamenilor, băi, fraților, voi n-ați trecut prin ce am trecut noi. Când ne-am trezit cu cariera închisă și atunci așa a fost mâncătorile ăștia între sindicate și bătaia asta între sindicate până când ne-a închis și nu am mai avut ce mai zice. Cum să empatizez eu cu cei din Congo dacă eu n-am trăit în Congo? Cum pot empatiza liderii de sindicat cu cei care trăiesc cu salariul minim pe economie dacă ei habar n-au ce înseamnă asta? Păi știți cum este? Că mi-aduc aminte de o vorbă când domnul Ciubotărică le-a spus la liderii de sindicat să fie plătiți de sindicate. Când s-a legat iar de domnul președinte Crețani și le-a spus, băi, vediți și dacă vă legați de domnul Crețani că e pensionat și așa mai departe și n-are voie să intre în comisie, haideți și voi să vă plătiți, să vă plătească sindicatele. Da. Știți ce răspuns a fost? Da. A fost răspunsul că o să rămână doar cu domnul Crețan să negocieze în comisie. Da, nu, deci credeți-mă, cred că e atât de mare încrângătura și de complicată. Este foarte mare. Încât nu știu dacă există vreo șansă ca, nu știu, probabil dacă pentru a fi rentabilizat complexul Oltenia trebuie să se reabiliteze imaginea sindicatelor. Da. Să milogim salarii compensatorii. Eu încă o dată v-am spus-o dumneavoastră și o spun public. Eu nu sunt pentru a dispare niciun loc de muncă. Pe când colegii mei sindicaliști se dau de ceasul morții să le acordăm salarii compensatorii oamenilor. Dar salariile compensatorii, încă o dată vă spun public, pentru ei. Îs pentru ei, iar amărâții de muncitori că nu vor primi 200 de milioane. Ați tot mizat pe chestia asta. Deci asta e ideea. Cum adică, în funcție de ce se dau aceste salarii compensatorii? Eu am aici niște criterii în față, dar explicați-mi-le dumneavoastră. Acest articol favorizează, v-am spus, doar liderii de sindicat și directorii, dacă ajung la înțelegere. În ce, cum adică, doar? Că nu scrie acolo pentru lideri de sindicat și pentru direct, nu scrie. Disponibilizarea individuală se face între conducerea unității și persoana respectivă. Așa. Și atunci ei au lăsat un loc și acest articol care a beneficiat Medințu, și probabil că vor mai beneficia și alții, anume pentru lideri de sindicat și pentru director să fie protejați, să primească 16 salarii, un miliard și ceva, comparativ cu amăriții care, știți și dumneavoastră că eu am spus, viitorul este sumbru și vor rămâne 6.000 de oameni, iar muncitorii care vor pleca și vor fi disponibilizați forțat pe orice criteriu pe care îl vor stabili mișcarea sindicală cu administrația, vor pleca cu 180 de milioane. Care e diferența între Medințul, care ia 1.200.000, și amărâtul de muncitori care intervenea în direct și el primește 180 de milioane la disponibilizare? Mai avem un ascultător. Bună ziua! Alo! Da, vă ascultăm! Bună ziua! Vă rog frumos dacă nu deranjez pentru... Nu deranjați! Huznicioara! Așa! Ce se va întâmpla cu angajat? Mai revenim? Se mai revine la serviciu? Deci, doamnă scumpă, eu pot să vă răspund. Ni s-a prezentat un program de restructurare. Huznicioara se va închide. Deci este planificată să fiți disponibilizați cu toții de acolo și vă va da salarii compensatorii de 180 de milioane. Deci sunteți pe lista de disponibilizări toată Huznicioara. Wow.
Astea sunt, nu v-am spus acum cu ultimele cei mari sindicate. Când am avut bine, ședința dar când, la când se va întâmpla? Că așa bă, se zice că tot felul s-a așteaptă o hotărâre de guvern în care se poate să le asigure acele venit de completare pentru care întrunesc condițiile de pensionare și după aceea, chiar dacă mișcarea sindicală nu va aproba, pentru că sunt obligat doar să informeze, programul de restructurare și de, va fi pus în practică pentru că sunt ordin al organismelor financiare. Eu v-am mai spus-o de atâtea ori. Și indiferent cine vine la conducerea complexului energetic Oltenia, va face dispul mizeri dacă nu umblăm la capitolul salarizare și nu reușim să facem coeficientul de salarizare de la 1 la 5. Și ar fi cel mai corect să nu umblăm la muncitori de la 30 de milioane în sus, iar de la 30 de milioane în sus aducem și să creăm o ierarhie între 1 și 5, maxim domnule, și 5 și Domnule, dar e rău să ne fie rău la toți. Nu doar la ne merităm soarta avem... pentru faptul că asta este și... Mai avem un ascultător, vă ascultăm, bună ziua. Da. Vă rog mult de tot aparatul, regulă, aparatul în foarte încet pentru a ne putea înțelege. Da. Aștept. Da, eu vă aud. Da, spuneți, vă ascultăm. Da, vă ascult. Alo. Vă rog frumos să le întrebați pe domnul Crețat de acolo. Vă aude. Dacă are legătură ceva în... În legătură cu biroul ăsta de relații cu publicul unde se plătește curent. Dacă ce? Toți banii ăștia care ne trimite chitanțe anticipate, unde merg banii ăsta, domnule? Care ne încasează banii dinainte. Și da. ne nu ce este cu curentul? Unde? De aici aia directorii banii, domnule. De aici aia 200 de milioane ăsta. Unde se duc banii ăștia de la stafet? Da. Deci vreau să vă dau legătură foarte vă dau un răspuns. Noi în programul nostru al sindicatului independent am cerut energia ieftină de către complexul energetic Oltenia să vândă către Gorjeni la prețul de 1.800.000 megawattul. Dumneavoastră în factura care o primiți plătiți 5.800.000. N-ar fi corect să vândem energie cu 1.800.000. Bine, mai plătim și distribuția, nu cu 5.800.000. Da. Dar nu se duc banii din complex. Într-un 1.800.000 sunt salariile acestor directori și lideri de sindicat. De la 1.800.000 până la 5.800.000 sunt banii la băieții deștepți din energie din întreaga România. Asta e problema. Am mai explicat-o și cu altă, ocazie. Mai avem un ascultător. Vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Da, vă ascult. O întrebare aș avea și atâta. Vă ascult. Ce alte criterii de disponibilizare ar mai fi pe care le cunosc invitații în afară de Huzniciora? Ce alte cariere poate? Doamne, sau criterii, doamne, scumpă, e un dezastru, nu-i criteriu. Închid perimetre minere. Deci închide cariera Poiana, închide cariera Peșteana, închide cariera Lupoaia, închide grupul de la Craiova, închide grupul de la Turceni, închide perimetrul Seciuri. Deci este un dezastru. Deci din punctul meu de vedere, criteriul este că se închide perimetru. Dumneavoastră nu aveți posibilitate nici să mai luați transfer în altă unitate. Păi pe ce criterii vorba? Ăsta e criteriul, neperformanță și neeficiență a unor exploatări minere și grupuri energetice care nu sunt în conformitate cu mediul. Grupurile energetice. Bine, dar în prezentarea care v-a fost făcută, stimați invitați, atunci când ați fost anunțați că aceste cariere despre care vorbeați da, și grupuri etape, se vor închide, da. Ce soluții au pentru angajații? Pentru că nu poți să zici, gata, hai, închidem, la revedere, toată lumea, luați-vă bani. 6 salarii compensatorii, 180 de milioane. Deci nu se găsesc alternative, nu se caută alternative? Îmi pare rău că revin înapoi. Deci la 1.200.000 al Medințul, la 180 de milioane, la un amărit să-l lăsăm fără loc de muncă, este o diferență. Păi... Da, vă rog. Păi... Nu știu, recunosc că pentru mine este un scenariu pe care nu mi-l imaginez așa în viitorul foarte apropiat, pentru că dacă se va înfăptui ceea ce spuneți dumneavoastră, e teribil. Mai avem un ascultător pe scurt. Eu vă pun dumneavoastră o întrebare că este publică. De câte ori n-am avut o întrebare, n-am avut eu dreptate când vă spuneam dumneavoastră cu un an sau doi înainte. Nu vă mai răspund. Da, vă ascultăm. Bună ziua. Alo? Rămâne. Da, vă ascult. Bună ziua, invitaților. Bună ziua, vă ascultăm. Domnul Crețan. Vă rog. O întrebare. Eu sunt pensionar. Cu mare plăcere. Dar n-am de lucru. Mai citesc și o presă asta locală. Foarte bine o faceți. Am văzut că a arestat pe directorul interimar. Da. A făcut o pacă de 1.000.000 și ceva. Nu. Dar tot în ziarul de azi văzui că în 2014-2015... 350 de milioane de euro pagubă la CEO. Deci la cine îi plătește domnul Crețan? Cine răspunde de ăștia? Organe locale sau cine archetează pe... Instituțiile statului dorm. Nu știu de treaba asta și de cărbune livrată, termii așa. Îmi pare rău, l-am făcut personal. Da.
Aveți perfecte dreptate și sunteți un om care cunoaște destul de bine problemele complexului și în general ce se întâmplă minerit, pentru că ați lucrat o viață. Dar instituțiile statului nu-și fac datoria. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor în complexele energetice și minerit a fost jaf național. Și ar trebui să răspundă toți care au jefuit și prăduit mineritul și energia. Păi ar fi prea mult, vorba aia, nu e nici atâta spațiu în beciurile domnești pentru a ajunge toată lumea, glumesc. O să o îngrădim într-o plasă de sârmă. Cred că așa ar trebui, da. Pușcărie. Pentru toată mulți care se dovedește că au reușit. Ce vreau eu să revin la ce vreau să vă zic da. Eu. Am avut ultima ședință la Mătăsarii în cadrul Federației Univers și cu colegul meu Bunoica a susținut niște criterii de disponibilizării acolo în ședință, dar am fost înluat să-mi derâde. Ce criterii? Despre ce criterii vorbiți? Ca să nu pozați așa deci... în erou național, fără a ne spune punctual, punctual ce criterii ați susținut dumneavoastră? Primul criteriu, exact cum a zis domnul președinte Crețan, cu paritatea salariilor, deci la salariul între salariul și de... coeficient de alegiare. Da, cu de 1600 de lei salariul și până la 3000 de lei, să fie înghețate și de la 3000 de lei în sus să se treacă la paritatea de 1 la 5. Al doilea criteriu, ultimul venit, primul plecat. Al treilea criteriu, am zis că cei care au ordonanța să fie disponibili. 3-4 ordonanțe în sistem, în birouri. Așa. Și de aceea am primit reproșuri de la colegii noi ai mei, mari conducători, vicepreședinți la cadrul Universului. Pentru că ei și-au niște interese de apărat. Deci cum putem să-i cerul domnul Iovan să dea pe fata dânsului afară că a fost ultima angajată? Haideți sau... să vă mai spun, de ce nu ați propus criterii de dispoziție după competențe? Cât de competențe și cât de mult ce aport aduci tu acestei societăți? Cred că mai bine ar fi pe incompetență, că toți care au fost promovați, păi nu putem. Și de ce? Domnul Crețan, pe competențe. V-am înțeles, dar la conducerea unităților sunt oameni care au fost puși pe criterii politice pe incompetență. Și atunci vorbesc de competența, o verifică oamenii incompetenți. Deci noi avem o chestiune foarte importantă. A trebuit să aducem comisie specială. Nu știu, comisie specială din afara țării, comisie, nu știu, alții independenți. Deci în condițiile Crist, în care... este că eu îmi dau seama, domnule Crețan, domnule Păuna, că nu avem soluții. Bun, dacă, deci efectiv nu sunt soluții. Nu, dacă dumneavoastră sunteți mai... dacă eu sunt mai incompetent ca dumneavoastră, eu vă verific dumneavoastră competența dumneavoastră. Așa e. Deci un lucru real care eu nu pot să-l mint. Oamenii au fost avansați pe criterii politice și de partid. Am lucrat cu colegi în cariere care au ajuns directori și mi-au fost colegi de serviciu. Și știți ce pot? Sub nivelul unui lăcătuș și acum sunt director. Vă rog să mă credeți din suflet. Deci nu știu. Nu știu să citească o documentație electrică. Nu știu o documentație mineră. Nu știu o tehnologie de lucru. Deci erau nulități, râdeau muncitorii de ei. Sunt mulți sunt în minerii pe chestii. Mai avem un ascultător. Bună ziua! Da, vă ascult. Doamne, aș vrea să-l întreb și eu pe domnul Crețan. Încă o dată sunt că fierb aici. Așa. Vă cred. Spune-mi, cine ar putea să treacă la răspundere pe băieții de ștepție, domn? Cine din organele statului? Ministerul? ANAP-ul? Păi cine dacă-s pe mână toți? Cine ar putea să treacă la răspundere statele astea și plăcile astea și filele astea? Vă referiți la băieții deștepți din energie sau la băieții deștepți din complexul energetic Oltenia? Da, la băieții deștepți. Cine îi verifică pe oamenii ăștia, doamne? Cine poate verifice? Da. Alți băieți deștepți. Cine va răspunde din magazin de 4 ani? Ia să-mi răspunde cine, domnul Cetan. Dragule, eu îți răspund, dar încă o dată v-am spus și o spun și public și în momentul de față și simpaticii noastre conlocuitoare și ziaristă, i-am spus în emisiunea dumnealor. Noi am fost colonie și ni se răspunde la comenzile altora din afară. Acum suntem plantație. Deci ei sunt încurajați de tot ce este în afară putere, puteri necunoscute în care, din punct de vedere economic, România a ajuns unde a ajuns. Deci nu putem, împreună cu politicienii și cu oamenii de nimic, cu oamenii fără care n-au urmărit interesul național, au distrus România. Da, acum acest stimate ascultător, dumneavoastră vă dați seama că întrebarea noastră este oarecum retorică. Și nu pot să o rezolv eu, Crețan, sau dumneavoastră. Nu e vorba de rezolvat în niciun fel, ascultătorul și telespectatorul nostru vroia un răspuns. Cine instituțiile statului care nu lucrează. Asta e ideea. Instituțiile statului care nu lucrează. Da, noi ca sindicate instituțiile mici, care nu văd ce se întâmplă. Stați că vă spun noi imediat, ca sindicate mici, a făcut și noi adrese și la DNA și la Corpul de Control al Prim-Ministru și al Ministrului
Și nu ne-a venit niciun răspuns. Au venit, au verificat administrația la complet. Păi vedeți, dacă ne-ați mers pe jos până la București. Da, aveți dreptate. Vedeți? Și facem eroi naționali. Da. Vedeți? N-am ieșit eroi ca să puteți să primim răspuns. N-ați mers pe jos până la București, nu v-ați întins pe acolo pe asfalt. Ascultați-mă ce vă spun. Eu v-am mai spus-o și cu altă ocazie. Gestul celor care au plecat pe jos până la București, pe cuvânt, că-l aplaud. Problema este interesul ascuns, domnule Crețan. 5-6 oameni. 5-6 oameni, îi respect profund. Da. Problema este interesul celor despre care se vorbește că s-ar afla în spate. Acolo există o problemă. Dar faptul că acești oameni au mers până la București și faptul că CEO a reprezentat un subiect de discuție la nivel foarte înalt, din punctul meu de vedere, este un lucru extraordinar. Eu vă spun sincer că și mie îmi pare rău de colegii mei care au mers pe jos până acolo. Dar îmi pare rău că ei au rămas afară și au negociat intrat. Bun, atunci care e diferența între mine, care am plecat cu 50.000 de oameni către București? Am fost condamnat la Angrii din închisoare. Deci mișcare populară de amploare. Deci nu putem să facem diferențieri de genul ăsta în care eu am respectat mandatul oamenilor până la urmă. Da. Pentru că se închidea perimetrele minere și am plătit cu Angrii de închisoare. Eu plec mâine cu dumneavoastră până la București. Ne face conducerea de aici din județ, cetățeni de onoare pe mine și pe dumneavoastră. Stați liniștit că nu o să vă vadă nimeni. Eu mergeți cu mine și vă plătesc, aveți un salariu foarte mic, vă plătesc de la sindicat că domnul Păuna se ocupă de partea financiară. Adevărul e că față de salariul pe lună de zile, recunosc că am un salariu foarte mic. Nu vă uitați la noi. Mergem până la București, vom aștepta autoritățile locale pe mine și pe dumneavoastră să ne facă cetățeni de onoare. Nu, aștepta, stați niște că nu o să ne facă nimeni cetățenilor. Și nu mai așteptăm pe Condescu să fie în spatele mișcării. Știți care este ideea, stimați invitați? Trist este faptul că ați observat din apelurile primite de la telespectatorii și de ascultătorii TV Sud și Sud FM, nu interesează că ciobotăric a fost reținut. Nu. Chiar nu le pasă. Dar nu există o bază legală. Deci dacă stimați invitați, nu interesează pe oamenii ăștia că ciobotăric a fost. Au dreptate. Deci, doamnă scumpă, au dreptate să nu intre oamenii. E incriminat pentru articolul 71, de seară la orele 22, ciobotărică trebuie să fie liber. Dacă are altceva, nu e nicio problemă. Dar din punct de vedere articolul 71, nu poate să fie arestat Laurențiu Ciobotărică. Indiferent. Putea să fie și Condescu. Îl apăram dacă era dușmanul meu declarat. Da. Pentru că dosarele lui penale sunt groase, dar nu putem de ce a fost pus în aplicare acest punct, domnule Crețan? E un atac mârșav. De ce a fost pus dacă dumneavoastră spuneți că a fost făcut de fost administ? Lăsați-mă să termin puțin. Acest punct a fost negociat de fost administrație, da? Pe care Ciobotărică spuneți că n-a făcut decât să-l pună la aplicare, a respectat legea. Da. I-a dat lui Medinț 1.200.000. Legal. Legal. Da? Respectând legea făcută de Ciurel. Ce a respectat-o dacă este imoral? Eu am acuzat public atunci. Am acuzat public acest articol, încă o dată vă spun. Pentru că s-au dat salarii compensatorii doar pentru directori și lideri de sindicat. De ce l-a respectat dacă este un punct imoral? Trebuia să-l respecte. Da, și tot pe bază, eu tot susțin teoria mea care o am și ce este că a fost un joc de înlăturarea domnului Hedințu. Tot din partea lui domnul Condescu. Trebuia să scape de el. De ce? Pentru că era cam, mie mi s-a părut un om foarte bun și lor de la FNM tot timpul... Pe problema de energie le frică de oamenii capabili. Da. Pe problema de energie, Hedințu nu era, era pregătit. Trebuie să fim realiști. Recunosc, la cât mă pricep eu și eu nu prea mă pricep, adică domnul Medințu... FNM vrea să scape de el. Și vrea să scape de el și au căzut de comun acord cu domnul Ciobotărică să înlăture, să găsească o formă ca să... Și a acordat salariile compensatorii care pot să le acorde oricui. La orice director poți să plece cu salariile compensatorii. Atunci, bine, haideți, spuneți-mi și mie, cum e posibil ca, având bază legală, să fie Laurențiu Ciobotărică reținut. Cum e posibil? Există un denunț, al doamnei... Există un denunț și vedeți Laura Manea, fosta șefa juriștilor, da? Există un denunț în care ce denunță? Că s-a respectat legea în complexul Oltenia? Nu. Nu, părerea mea că... Nu poate fi asta. Cred că Ciobotărică a venit în apărare cu acest articol pentru faptul că el e acuzat pentru acordarea acestei sume de bani. Dar este acordat, încă o dată vă spun legal, că este asta imoral. În este regulă, imoral. Da. Dar în ce imoral nu se... Nu în se... același timp este și o lucrătură, deci este o lucrătură și eu o recunosc. Deci cineva din spate acționează și vor fi multe sesizări și se vor ucide între ei, pentru că a fost interese care majore. Fosta tot ce a fost sau actuala conducere? Și fosta și actuala și fosta fostă. Hai, dați-ne mai multe detalii, că văd că știți și toți directorii care au fost înainte de Ciurel așa lucrează.
Toți directorii care au fost pe timpul Luciu Rel lucrează. Așa. Iar actualii care au venit, Ciubotărică, mi-e pare rău că el are ceva noțiuni despre energie. Dar dacă l-are pe Teodorescu venit de la RATB și pe domnișoara resurse umane... Domnul Crețan, ceva noțiuni despre energie și eu am, deci pot să fiu director general al Complexului Energetic Oltenia? Da. Dacă ați de susținută politic. Deci pot să fiu, adică eu știu și eu cam conducerea complexului energetic Oltenia, conducerea complexului energetic Oltenia și complexelor fostele unități n-a fost puși decât oameni pe criterii politice și nu pe performanță. Păi, da, a venit Ciobotărică, tehnocrat. Nu, venise înainte de tehnocrați. Domnul Crețan, Ciobotărică nu este asumat politic de nimeni. Da, Ciobotărică venise... Dar n-aș vrea să încep o discuție politică pentru că am discutat, nu avem... Nu, Ciobotărică a venit pe timpul guvernului Ponta. A venit director economic. În momentul acela limită, domnul Crețan. Deci, momentul limită. Îmi pare rău că intru cu dumneavoastră în divergență din nou. Nu vreau. Pe acea firmă de recrutare, care este firmă de apartament, a venit și domnul Ciobotărică. Este interimar. Deci este interimar. Este interimar. Nu contează. A luat el decizii ca și cum ar fi fost manager pe funcții. Această sumă a aprobat-o în directorat și în baza unui articol din contractul colectiv de muncă care e imoral. Deci urmează și alte capete? Urmează? Se poate. Normal că se poate. S-a terminat vreodată scandalul în complexul energetic Oltenia. Dar nu de această natură. Ba da, Gruia Stoica. Nu de Gruia Stoica, Gruia Stoica a fost, ar fi vrut și el acolo, volcanul cu miere, dar afacerea cărbune cu sârbii. Deci niciodată nu s-au terminat scandalurile din complex. Când a fost cineva reținut din complexul energetic Oltenia până acum? N-a fost reținut nimeni din complexul energetic Oltenia pentru că au avut susținere politică. Domnul Crețan. Ciobotărică e singur. Păi ziceți că era susținut la un moment dat. Deci eu vă spun că e singur. Deci e singur. Da. A căzut ca fraierul? Da. Cam așa ceva. Și la lucrătură. Și sunt mult mai multe necunoscute care o să le discutăm o dată. Ce vreau să vă întreb, este acel bulgăre de zăpadă mic care se face mare? Da, probabil că se va face mare și eu cred că și Ciobotărică nu va renunța să nu arate și alte nereguli ce s-a întâmplat până venirea lui. Păi și de ce nu le-ar fi scos până acum? Eu zic că are tot timpul să le scoată. Ziceți că a fost prea tânăr ca să facă asta până acum? Da, e posibil. Luni? E posibil. Nu s-a așteptat la... N-a cunoscut sistemul. Eu cred că nu s-a așteptat la învergura asta care a luat-o el ca din postul ăsta de director. Nu s-a așteptat să se întâmple așa ceva. A fost mai șmecherii cei din fosta administrație decât domnul Ciobotărică? Vedeți ce înseamnă să vină un om nepregătit într-o societate atât de mare? Nu vă puneți o întrebare că totuși, semne de întrebare că sunt și de la alte instituții. Mi-e greu să acuz, dar... Cum adică? Stați. Cum de la alte instituții? Haideți... Dacă facem o analiză corectă, de-a lungul timpului ce s-a întâmplat relații dintre conducerea complexelor energetice Oltenia și unii oameni care sunt pe anumite instituții ale statului cu răspundere. Ok, haideți să nu riscăm să ajungem în zona unde nu trebuie să avem voie. Da, deci nu avem voie. Trebuie să avem voie și acolo pentru că a fost. După campanie. Știți și dumneavoastră, domnul Crețan, nu vorbesc de politică. Când vi s-a spus ce să spuneți la postul acesta de radio și de televiziune, în afară de perioada de campanie, când spunem clar fără politică? Nu, nu spun de politică. Da. Pentru că instituțiile statului nu sunt politizate, dar nu-i politică. Sunt politizate. Bun. Eu vă spun un singur lucru. Riscați ca orice instituție nominalizați aici să atacați un director. Nu, eu am primit un răspuns oficial de la Laura Codruța Chioveș și privitor la niște procurori. Da? Și a zis, nevinovați. Și cu asta am încheiat. Da. Și dumneavoastră știți că a fost publică intervenția mea pentru ce s-a întâmplat între câțiva procurori și... unii oameni din conducerea complexului de Cetic Oltenia. Deci să ne așteptăm la surprize în perioada care urmează. Da, și abia aștept. Ce-mi pare rău acum că a început prigoana FNM-ului. Vă pare rău? Nu. Prigoana FNM-ului asupra oamenilor. Să-și atragă oameni. Da. Să-și facă tot cu ajutorul directorului. Păi în ce fel? Că auzisem că sună domnul Mitrescu pe la doamnele din Rovinari, le propune nu știu cât. Da. Glumesc acum. Le-a dat de ziua femeii. Deci eu am avut două salariate care... le-am lăsat să plece la mine din organizație, le-a luat banii și a venit înapoi. L-am eu și eu pe domnul Ianăș de la Tizmana, care e FNM-ist. Și acum oamenii, dacă se duc o problemă, e obligă să ducă la partea FNM-ului. De asta a început rafolarea. Emisiunea sindicate persistă permanent și asta e ideea. Liderii sindicate care le creează probleme nu sunt agriați, ca și cu Banca Mondială, că v-am spus-o dumneavoastră public. N-am fost invitat noi la întâlnirea cu Banca Mondială, pentru că suntem împotriva Băncii Mondiale. Iar liderii agriați
merg bra la braț cu administrația la întâlnirea cu Banca Mondială. Am mai fost eu și cu colegul meu la dumneavoastră în emisiune, cu Bunoi, că și făceam apel, deșteptați-vă, că cine vă reprezintă o să ne rupă gâtul. Și am ajuns la vorbele astea. Și când le spuneam la oameni și erau în mijlocul lor și tot îl înjurau pe domnul președinte Grețan, că ce mai vrea pensionarul, că ce are ăla, că ce interese își rezolvă. Și le-a zis, băi, de acum 3 ani când se spunea și vă tot bătea la cap, bătea toaca ce se va întâmpla, a zis că ce, vorbește povești, amintiri. Acum am ajuns să vedem realitatea. Și păcat că și oamenii ăștia, oamenii noștri stau în așteptare. Și eu, părerea mea, cred că ne merităm și soarta. Care mai e forța noastră a sindicatelor? Pentru când noi discutăm de 6.000 de oameni și federații mai suntem noi, ce organizații sindicale puternice mai suntem noi. Când noi am pierdut de-a lungul anilor din 74.000 de oameni, noi mai discutăm de 5-6.000 de oameni. Da. Deci noi nu mai avem niciun fel de valoare liderii de sindicat, da, fără oameni și prin pierderea locurilor de muncă. Evident, spune un telespectator că ați distrus tot. Angajații nu o să mai aibă ce pune pe masă. Așa e. Păi, de ce, vreau să-i întreb și eu, de ce nu vine liderii de FNM-ul, nu i-am văzut în carieră? De ce nu vine aici? Da, credeam că nu i-ați văzut la TV sau la radio. La TV vin, nu e nicio problemă. În mijlocul oamenilor, nu mai au curaj să vină. Lipsa de credibilitate. Nu mai au curaj să vină în fața oamenilor, că s-ar putea să li se urce oamenii în cap. Prin ceea ce au făcut și măsurile care le-au luat. Prind măsurile de constrângere, de raculare a oamenilor, sunt subiecte pe care toată lumea le deschide. Ba cei de la SME-ul spun că FNM-ul le fură membrii de sindicat, ba cei de la FNM spun că invers și așa mai departe. Acum nu știu ce să zic, oamenii chiar de frică trec în continuare la anumite organizații sindicale. Știți ce se întâmplă? Au datorii. Oamenii au datorii. Așa, păi și ce vine... Și e frică că va fi dat afară. Păi înseamnă că nu sunt informați, domnul Păuna. Păi informați, pentru că oamenii nu realizează că nu liderii de sindicat îi țin în complex, ci strategia conducerii complexului. Vreți să vă spun eu ce se întâmplă la mine la OMC? Vă spun eu ce se întâmplă la mine la OMC, că eu degeaba vin și le spun realitatea oamenilor. Ceea ce văd la ședințe. Vin și în mijlocul lor și le spun. Mă iau de râdere. Mă iau de râdere și nu îmi dă o credibilitate. Dar dacă se întâmplă și vine de la... Am colegii mei de la FNME, am de la SME-ul, care ei nu văd sala ședințelor. Ei doar ce primesc informații din zbor și abramburesc pe oameni, e adevărat, da, la minte. Bun. Și de aici pleacă degringolada asta și necredibilitatea oamenilor. Problema cu Laurențiu Ciobotăr este foarte delicată și din ceea ce înțeleg eu de la dumneavoastră, lucrurile nu se vor opri aici, ci urmează și alte surprize. Dar... după cum ați observat, interesul ascultătorilor noștri este strict legat de viitorul complexului energetic Oltenia. Dumneavoastră, domnule Păuna, și dumneavoastră, domnule Crețan, ați făcut unele declarații care probabil pun pe jar mii de angajați din cariere. Poate să-i realitatea. Da. Problema este în felul următor. Această discuție se poartă așa, de dragul de a vorbi în comisiile de negociere, pentru că există un acord în care administrația trebuie să facă aceste disponibilizări și asta acordul sindicatelor, nu? Tot ce a fost acordul între sindicate, nu, tot ce a fost acordul între sindicate și administrație a fost trădare. Trădare din partea sindicatelor. Deci dacă eu spun că nu pot să mint salariații de rând. Nu crede oamenii că acordul făcute cu Ciurel, acordul făcute cu Ciubătărică. Vedeți dumneavoastră, aceste sindicate galbene, ele se schimbă după putere. Eu niciodată nu o să mă schimb, punctul meu de vedere o să fie tranșant și direct. Pe când ei azi sunt la putere, mă sunt în opoziție. Dar de fiecare dată cu directorul de mână. Deci crearea sindicatelor galbene în sistemul complexului energetic Oltenia. Și a venit timpul FNM-ului. De unde ați făcut sindicatele galbene? Sunt de ani de zile sindicatele galbene. Dacă n-ar fi existat Crețanu, s-ar fi spart mișcarea sindicală. Pentru faptul că era un singur sindicat majoritar, Marin Condescu, care dicta și tăia totul. Și el dicta în tot mineritul și energie. A apărut sindicatul galben în loc Căldărușe. A apărut să le fie de bine. Dar important că toți provin din aceeași tulpină. Rezultat, Mafalda lor a fost Marin Condescu. Și ce putem să spunem? Că ultimul acord, acum când s-a încheiat cu marea restructurare, ce se va face cu complexul ăsta... Nu au fost de acord prima dată în comisie și acum pe rând s-au dus și au semnat că sunt de acord.
cu darea oamenilor afară și așa mai departe. Incredibil. Da, rând pe rând au început. Da, și aici sunt obligat să pot să vă spun următorul. Am zis ca să nu vă spună domnul... Chestiunile de disponibilizări se pot face și fără comisia mixtă, administrație sindicate. Se înștiințează sindicatele, iar sindicatele care au numeric oameni mai mulți pot să semneze foarte bine programul de restructurare și pentru disponibilizare toți. Pentru toată lumea, iar organizațiile mici nu sunt luate în cap. Nu au nicio putere. Și atunci putere. Să nu vă așteptați că putem să dăm afară mii de oameni prin semnătura unor lideri de sindicat care își urmăresc interesele personale. Sperați că odată cu această reținere surpriză a managerului interimar lucrurile se pot schimba? Eu nu știu dacă se pot schimba atâta timp cât actele au fost perfectate și semnate. Și oricine ar deci mașinăria a fost pusă în funcțiune. Da, bineînțeles. Cu Ciubătărică, cu Ciurel, cu indiferent cine ar fi la conducerea complexului energetic Oltenia, organismele financiare au hotărât soarta complexului energetic Oltenia, nu avem nicio perspectivă, o să rămână 6-7 mii de oameni, o să închide capacități, chiar și dumneavoastră ca să fii director general. Da. Da. Deci e o concluzie atât de tristă, recunosc, încât nu știu. Și dureroasă. Noi așteptăm e foarte dureroasă. Foarte dureroasă. Vreau să mă, așteptăm schimbarea asta. Sunt la final, da. Schimbarea asta din ce va urma acum pe 5 iunie, ce va urma în noiembrie, da. Să putem măcar poate să mai salvăm din deci ce efectiv, mai rămâne. Din ce mai rămâne. Da, da. Asta da. Este... Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Noi ne reauzim mâine. Până atunci vă doresc toate cele bune. De luni până vineri, de la ora 13, îți dăm posibilitatea să fii tu cel care pune întrebări. Sud FM aduce în atenția ta oamenii pe care i-ai ales să te reprezinte. Ai o oră în care îți poți spune nemulțumirile legate de ceea ce se întâmplă în județul tău. Gorjul în direct, emisiunea Gorjenilor cu Manuela Novăceanu. Vinerea aceasta, 13 mai, Bonbon Exclusive Night. O seară exclusivă cu distracție pe măsură. Pisica sălbatică MC Anuri, DJ Wally, rezident en vogue la Pitești. Vor rupe ca de fiecare dată normele distracției în Târgu Jiu. Atmosfera va fi întreținută și de două super bebelușe. Bonbon Cafe. Rezervări la 0799-755-718. Mesaj de interes public. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing all.